Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Fiind născută pe 10 martie, poți atrage atenția și o poți păstra concentrată asupra ta. Ambițioasă, energică și extrem de idealistă, ești un tip de lider curajos, luptătoare intenționată, înzestrată cu un caracter dominator, inspirată de o idee, îi inspiri pe alții să-ți urmeze exemplul ești atrasă de o voce interioară insistentă care nu se oprește până când nu faci ceva. Nu dorești să te simți singură în căutarea unui vis? Preferi o companie cu oameni asemănători. Ai o natură profund emoțională. Calea spre succes este de multe ori destul de ușoară, dar îți poți neglija cariera în interesul vieții tale personale. Aceste lucruri nu înseamnă că ești destul de indulgentă față de tine însăți. Din potrivă, Îți place să te simți bine, mai ales într-o atmosferă caldă, cu prietenii apropiați, ești fericită când ocupi un loc central în familie, dar acorzi o atenție deosebită pentru munca ta. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, sensibilitate, reverență, talent, ospitalitate dorință de a ajuta, rafinament, poezie. Fiind născută sub auspiciile lui Jupiter și Neptun, tu diferi în proprietăți surprinzător de contradictorii ale caracterului. Astfel, prima planetă te înzestrează cu energie și încredere, iată cea de-a doua îți oferă percepție hiperactivă, senzație de și emoție. Deci, ar trebui să fii atentă, Diligența în atingerea obiectivelor poate aluneca cu ușurință în laxitate. Abaterile în combinație cu fatalitatea pot juca, de asemenea, diverse glume amuzante cu tine. De exemplu, aspir să crezi în Dumnezeu și în același timp tin să ai încredere în karma și soarta, negăsind un loc în sine în cadrul religiei. Intuiție excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare, combinat-o cu tendința de a te desprinde de realitate, de a te pierde într-o lume a fanteziei și a mirajelor, nu îți sunt deloc străine. Prin urmare, ar trebui să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive, astfel încât să nu devii excentrică. Dar sensibilitatea și farmecul sunt punctele tale fortei. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul sensibilității sporite, al iertării. Această planetă este patronul principal al artiștilor, planeta ta în exil este Mercur, lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa, lipsa raționalității, precum și de lipsa pragmatismului sănătos, ești carismatică și fermecătoare, tu ești imediat în evidență din mulțime, atragi magnetic atenția și ești capabilă să menții această atenție pentru o lungă perioadă de timp, poți fi un lider natural, ești foarte activă, Arogantă, încăpățânată, dornică să-ți pe ambițiile. Ești condusă de idealurile pentru care ești capabilă să sacrifici foarte multe lucruri și pentru care în mod constant cauți în mod activ oameni asemănători. Ca lider vei conduce fericite mulțime. O anumită proprietate a naturii tale nu-ți permite să stai într-un singur loc și să te plictisești. Pot afirma că ești suprasensibilă? Ești ușor de rănit? percepi dureros eșecurile și visezi la ceva mai mult decât să trăiești în pace cu ceilalți. Cu toate acestea, suferi episoade care traumatizează psihicul din copilărie. Părinții îți pot provoca răni profunde, în special dacă ai un caracter excesiv de puternic, cunoștințe ocazionale, educatori sau, în general, Condiții excesiv de crude ale sistemului social la care trebuie să faci față foarte devreme dorind să te protejezi, te poți îndepărta de realitatea aspră într-o lume emoțională personală, inaccesibilă pentru ceilalți și rămâi în ea, fără a avea cea mai mică dorință de a ieși afară. Trăind în sus și în jos, încerci de obicei să pătrunzi în esența evenimentelor care te-au afectat. Cultivi cu sârguință un sentiment de compasiune pentru durerea celorlalți și, din acest motiv, Alegi pentru tine însăți orice profesie din industria serviciilor, nu numai că manifesti simpatie și bunătate față de ceilalți, dar ești chiar dispusă să te sacrifici pentru binele dreptății. Ca părinte, te străduiești să îngrijești și să înțelegi, dar, uneori, îți supra-soliciți copiii și le impui voința ta. De obicei, pui respectul față de individ mai presus de toate. Cu toate acestea, atunci când ești excitat emoțional, nu îți poți folosi pe deplin abilitățile mentale. În consecință, poți îngheța sau stagna, fără a avea nicio dorință puternică, nici capacitatea de a îmbunătăți situațiile predominante. Astfel de calități precum inerția și pasivitatea sunt extrem de nedorite. Pronunțat introvertită, în viață încerci să te concentrezi, din păcate, asupra idealului care nu există în natură sau, cu alte cuvinte, asupra unui sistem de calitate nematerialist. Acest lucru dezvăluie, de asemenea, o nevoie mai mare de siguranță personală, preferând confortul destinat unei stări de sine neîmplinite, iar acest fapt devin mai evident odată cu vârsta. Desigur, nu poți decât să accept că un studiu detaliat al lumii tale emoționale interioare te face mai sensibilă, dar nu ar trebui să folosești acest tip de activitate ca o oportunitate de a scăpa de luarea unor decizii importante. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, o astfel de doamnă este simpatică, artistică, intelectuală, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsată de apărare. Feminitatea și zlăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 10 martie soartata? Ești una dintre cele care vor să cunoască sufletul uman, ești foarte emoțională, capabilă să experimentezi profund sentimentele și emoțiile umane. Datorită patronajului constelației pești, modul tău de viață este foarte ușor, poți obține un mare succes în carieră și în societate, dar de multe ori pui pe primul plan relațiile personale. Câteodată ești gata să-ți sacrifici cariera și succesul pentru a păstra relațiile, ești o fire deschisă care se bucură să se distreze, apreciezi căldura sufletelor umane, preferi companiile sincere unde se adună doar prietenii apropiați, tu te simți confortabil numai atunci când te afli în centrul atenției, ești obișnuită să fii lider în familie și printre prieteni. Dorința de a fi prima se reflectă și în serviciul sau slujba ta. Tu acorzi o atenție specială în datoririlor tale profesionale. Ești foarte responsabilă să execuți toate comenzile. Ești o persoană foarte vulnerabilă și sensibilă. Chiar și cel mai mic cuvânt te poate atinge pentru întreaga viață. Tu consideri că este dificil să accepti refuzurile și, uneori, consideri comentariile ca pe o insultă personală. Se întâmplă că unele episoade neplăcute care ți s-au întâmplat la începutul copilăriei să lase o traumă psihologică greu de rezolvat. Acestea pot fi părinți stricți, situații neplăcute cu colegii sau mediul nefavorabil. Toate acestea lasă într-un fel răni profunde care în cele din urmă afectează formarea personalității tale. Uneori, realitatea devine atât de crudă pentru sufletul tău vulnerabil, încât te închizi, te retragi din sine. Îndepărtându-te completă de lumea reală, visătoare, de la o vârstă fragedă, ți-ai dorit mult mai multe decât ai. Tu te plictisești de lumea din jurul tău cu proceduri și reguli stabilite, îți plac țări colorate, terenuri neexplorate, și ești în tot deschisă pentru ceva nou, aventurieră sub duș, îți poți aduna lucrurile fără să te gândești de două ori și pleci într-o călătorie care mai târziu va scrie o poveste vie sau un roman, dar poți cultiva un sentiment de compasiune pentru ceilalți, tu încerci să înțelegi psihologia umană, să înțelegi sufletul până la capăt, astfel, tu experimentezi profund suferințele și chinurile altor oameni, îți poți alege o profesie asociată cu sectorul serviciilor, de exemplu, poți fi un excelent lucrător social sau psihoterapeut. Îți tratezi familia cu înțelegere, respecti drepturile lor, asculți opinia lor. Poți fi un părinte excelent, ești grijulie, răbdătoare, acorzi o mare atenție educării și dezvoltării copiilor tăi. Dar, uneori, îți supra-soliciți patronajul, încercând să-i protejezi cât mai mult posibil de lumea exterioară. Astrele ți recomandă să împiedici astfel de impulsuri și să le permiți copiilor să exploreze independentă lumea, să facă greșeli care în viitor vor deveni o experiență de viață importantă. Principalul lucru în acest proces nu este de a proteja, ci de a ajuta. Dragoste și compatibilitate. Ești fermecătoare, dorești să comunici, să atrage o mulțime de prieteni și admiratori și să te înconjori cu oameni inteligenți pentru a face schimb de idei noi. Într-o relație strânsă, ești pasională, romantică, dar îți creezi o idee extrem de idealistă a iubirii, care poate duce la un colaps de iluzii și dezamăgire. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur, acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50 pe 50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă o căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. În mod normal ar trebui să lucreze în sectorul serviciilor datorită faptului că te îngrijorează alte persoane și problemele lor. Ai compasiune și întotdeauna te străduiești să înțelegi esența evenimentelor, fie că e vorba de noroc sau de eșec. Tu cauți dreptate și poți fi capabilă să te sacrifici pentru acest ideal. Tu îi respecti pe ceilalți indiferent cât de ciudați ar părea. Dar în ceea ce privește proprii tăi descendenți, Poți manifesta supraîngrijire și, chiar implicit, exerciți presiuni, hotărând multe lucruri pentru ei. Uneori, asculți vocea dulce a lenii și pasivității și refuz să arăți toate posibilitățile minții tale deosebite. Inactivitatea este distructivă pentru tine și extrem de nedorită, altfel vei înceta complet să influențezi lumea din jurul tău, vei înceta să o îmbunătățești. Sănătate și boli Sistemul respirator este deosebit de vulnerabil la tine. Trebuie să ieși în natură mai des, să te îndepărtezi de atmosfera dăunătoare a orașelor mari. Poți avea diverse alergii. Ești foarte sensibilă la dezaprobarea și furia altor oameni. Din acest motiv, suferi de tulburări nervoase care pot afecta și activitatea sistemului cardiovascular. Ești predispusă la tromboze. Așa că trebuie să vizitezi în mod regulat medicul pentru examinări preventive. În viața intimă, ești destul de constantă și nu-ți plac experimentele. Dintre activitățile sportive pot recomanda exerciții de yoga, înot, în exerciții aerobice mai puțin active. Asigură-te că mergi pe jos cel puțin 13.500 de pași pe zi. În ceea ce privește dieta, Astrele recomandă reducerea numărului de feluri de mâncare cu carne, produse lactate, chiar până la eliminarea cărnii din meniul tău, ar trebui să acorzi prioritate fructelor și cerealelor proaspete. Destinul și norocul, ai o personalitate puternică. Vibrațiile zilei de naștere îți permit să obții succes în toate aspectele. Întrebarea este dacă poți folosi darurile destinului în beneficiul tău. Dacă vei urmări calea binelui și vei folosi toate oportunitățile care îți sunt oferite pentru beneficiul și bucuria ta, fără a face rău lumii din jurul tău, fiind inteligent în acțiunile tale, atunci viața ta va fi frumoasă, armonioasă. Vei fi capabilă să ți asiguri condiții minunate, poți fi bogată, fericită și iubită. Sfaturi pentru tine. Apreciezi foarte mult confortul care îți conferă un sentiment de securitate. Nu îți place confuzia, haosul și entropia. Ești introvertită, aproape în întotdeauna idealistă. Trebuie să ți dezvolți autodeterminarea. Învață să te aperi de mediul în care trăiești fără să te restricționezi. Rămâi deschisă, dar atentă. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă? deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu ți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima, te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fie onorată cu daruri și daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele de de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de două-trei zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acva marim sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.